Bună ziua și bine v-am regăsit! O nouă temă, o nouă provocare la educație economico-financiară. În cadrul capitolului Rolul banilor în viața noastră, vă propun să descoperiți principalele forme ale banilor. Banii, ca mijloc de plată, erau utilizați încă din timpurile străvechi ale civilizației umane. La început au fost utilizați în comerț ca mijloc de plată sub formă de monede, iar ulterior au apărut bancnotele și mijloacele electronice de plată. Banii stau la baza dezvoltării umane. Formele moderne de bani permit astfel comerțul, inclusiv comerțul internațional, acumularea de capital, antreprenoriatul, afacerile și investițiile, divizarea muncii și a capitalismului în general. Atenție! Monedele virtuale denumite și criptoactive nu sunt supravegheate. Nu uitați că cea mai folosită modalitate de plată în anumite părți ale lumii o reprezintă mobile banking-ul. În limba engleză, cuvântul numerar sau cash însemna inițial pușculiță, iar mai târziu a ajuns să aibă un sens secundar, cel referitor la bani, la numerar. Numerarul rămâne cea mai răspândită formă de plată, mai ales în România, unde 78% din tranzacții se fac încă în numerar. Leul este vedetă la teșghiar, iar suta în bancomat. Aveți aici prezentate avantajele utilizării numerarului. Să nu uităm și de avantajele utilizării cardului bancar, al banilor electronici. Siguranța, comisionul zero pentru plata la comercianți, o mai bună evidență a cheltuielilor. Sunt tot atâtea motive să-i folosim. În majoritatea țărilor, plata pe cale digitală este tot mai răspândită, ca de altfel și portofelele de pe telefonul mobil. Portofelul electronic numit e-wallet începe să devină o metodă simplă, comodă și rapidă de plată, preferată de tot mai mulți europeni la tranzacțiile online. Valuta este moneda națională a unui stat, deținută și folosită de o persoană străină în interiorul țării emitente. Euro este moneda unică europeană. Harta țărilor care folosesc euro crește de la un an la altul. Se așteaptă ca toate țările din Uniunea Europeană, mai puțin Danemarca, care beneficiază de o clauză de exceptare, să adere la Uniunea Europeană și să introducă euro de îndată ce îndeplinesc criteriile de convergență. Natura banilor a evoluat în timp. Primii bani erau în genere bani marfă, obiecte realizate din materiale care aveau valoare de piață, precum monedele din aur. Ulterior, banii reprezentativi au constat în bancnote, care puteau fi schimbate pentru o anumită cantitate de aur sau argint. În economiile moderne, inclusiv cea a zonei euro, tranzacțiile se bazează pe moneda fiduciară. Aceasta reprezintă bani care constituie un mijloc legal de plată și sunt emiși de o bancă centrală. Și acum să exersăm gândirea economică. Vă propun să asociați caracteristicile din stânga cu descrierile din dreapta. Succes! Nu e greu! Ați reușit? Unu cu C, doi cu B și 3 cu A. Analizați acum expresiile și explicați sensul acestora. Sunt foarte cunoscute. Este copil de bani gata, tata spune că nu mai sunt bani, nu am mai primit bani de buzunar, am aruncat banii pe fereastră, produsul acesta nu face 2 bani și în fine, e bine să ai bani alt pentru zile negre. Sunt convins că le-ați mai auzit. În fine, să recapitulăm trei dintre formele banilor. Ați recunoscut, sper, în această ordine, formele principale ale banilor. Completați spațiile punctate cu una dintre formele cunoscute ale acestora. Vă spun la revedere și vă aștept din nou!